Capturarea câinilor fără stăpân cu ajutorul pistoalelor cu tranquilizant este metoda cea mai sigură și care produce disconfort minim pentru trecători și pentru animale, spre deosebire de plasă sau crosă. La Slatina, Serviciul de Gestionare a Câinilor fără Stăpân va extinde metoda de capturare cu pistoale tranquilizante. Două astfel de obiecte folosite în trecut de poliția locală vor ajunge la Hingheri. De asemenea, transportul câinilor și al hranei în interiorul adăpostului se vor face cu ajutorul unui ATV. Este vorba de preluarea două pistoale cu tranquilizante de la poliția locală, care vor fi folosite la capturarea câinilor fără stăpân de pe domeniul public, și totodată de preluarea unui ATV, care este necesar pentru activitățile din interiorul adăpostului. Noile pistoale sunt mai mici decât cele pe care le dețin acum echipele de capturare, astfel că riscul ca patrupedul care va fi tranquilizat să se sperie înainte să fie prins este mai mic. Hingherii sunt instruiți în legătură cu folosirea acestor echipamente. Sunt diferite pentru că sunt mult mai mici, sunt mult mai ușor de folosit, cele două pistoale, și sunt prevăzute de lege ca și metode de capturare a câinilor fără stăpân. Persoanele sunt autorizate și vor ști să le folosesc. De pe străzile din Slatina sunt capturați în fiecare zi chiar și 10-12 câini fără stăpân. Două echipe de câte 3 oameni se ocupă de prinderea patrupedelor de pe domeniul public.